Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei în această seară, joi, așa cum v-ați obișnuit, alături de mine este și Claudiu Matei. În fiecare joi analizăm subiectele săptămânii, ce s-a întâmplat până astăzi, ce ne așteaptă până la finalul săptămânii și săptămâna viitoare. O emisiune în care cu siguranță din care veți avea foarte multe, pentru că e un invitat care vine din Parlamentul României, domnul senator Florin Cârciumar. Bună seara, domnule senator! Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți gorjenii. E o premieră, cel puțin la emisiunea aceasta, de când o realizez eu, nu ați ajuns. Este și cred că adevărat, pentru prima dată sunt prezent în emisiunea dumneavoastră de la Tele3, emisiunea domnului Claudiu. Deci n-am mai făcut emisiuni, cred că de vreo 2 ani. Împreună n-am mai făcut de ani de zile o emisiune. Asta este situația. E bine că parlamentarii vin în fața cetățenilor. Începem cu un subiect politic, o temă politică în prima parte. Să ne rămuriți și nouă cât mai rămâneți președinte la PSD, dacă vă gândiți să vă retrageți sau vă retrag alții, și ca să se elimine până la urmă această situație, mai candidați, nu mai candidați, care e până la urmă răspunsul la această dilemă? Este o întrebare de actualitate, să spunem, dacă ținem cont de evoluția lucrurilor. Este o întrebare prin răspunsurile pe care le voi da, să încerc să lămurim ceea ce a apărut în spațiul public mai zilele trecute, mai acum o săptămână sau două săptămâni. Eu vreau să vă spun de la început că lucrurile în cadrul organizației nu stau așa cum se comentează prin spațiul public. Eu o consider o declarație nefericită, o declarație din neatenție făcută de domnul Weber și de domnul Claudiu Manta, în sensul că în cadrul partidului trebuie să apară fețe noi. Eu și colegii mei niciodată nu ne-am opus ca în cadrul organizației PSD la Gorj să apară membrii tineri, să fie susținuți pentru promovare, și cel mai bun exemplu este chiar în persoana domnului Claudiu Manta, când practic i-a expirat mandatul de președinte la tineret. Eu l-am propus direct în conferința de la tineret vicepreședinte în cadrul organizației de seniori. Deci este un pas destul de mare, urmând ca în continuare domnul Claudiu Manta pe funcția respectivă să demonstreze, și eu consider că până în momentul de față a demonstrat și va demonstra că merită funcția respectivă. Dacă mai candidez sau nu mai candidez este practic o hotărâre pe care o voi lua în funcție de ce stabilește conducerea la nivel central. Am venit acum o lună de zile cu o declarație în spațiu public, în sensul că în ultimul comitet executiv s-a discutat despre alegerile din teritoriu, în sensul că la ora actuală Partidul Social Democrat la nivel național are în țară 11 organizații cu președinte interimar și, mă rog, restul organizațiilor sunt conduceri alese prin conferințele județene. Acum, vedeți cum este într-un comitet executiv. Au fost voci pro, au fost voci contra, în sensul că să se mai organizeze în țară doar alegeri în cele 11 organizații cu președinți interimari, iar în restul organizațiilor, având președinți, conduceri alese prin votul membrilor PSD, având în spate rezultatele obținute la alegerile din 2016, nu ar fi bine să se umble la infrastructura din teritoriu. Gorjul intra la cea de două categorie. Da, bineînțeles, ținându-se cont de rezultatele obținute în 2016, pentru că bat la ușă alegerile din 2019-2020. Acum, eu
am declarat și susțin în continuare că în momentul în care se vor organiza și în celelalte județe, dacă nu rămâne așa cum s-a stabilit la ultimul comitet executiv. Până când ar trebui să rămână situația asta? Deci, oricum, în 2019 nu se vor mai organiza alegeri, nici în 2020. Deci, practic, dacă la centru se hotărăște ca până la sfârșitul anului 2018, în toamnă, de exemplu, să se organizeze alegeri și în celelalte organizații județene, eu sunt unul care nu voi mai candida. Cred că este suficient, că dacă punem și luăm în calcul practic și perioada de 4 ani de zile când am condus organizația de la municipiu, facem practic un total de aproximativ 20 de ani în fruntea partidului la Gorj și cred că este suficient. Asta mi-a fost declarația, asta o susțin și lucrurile sunt așa cum vi le-am spus și dând la o parte, mă rog, acele declarații, eu consider că cu toate comentariile pe la colțuri, pe aici, pe acolo, care se fac pe seama noastră, pe seama organizației, organizația de la Gorj este o organizație unită, puternică și formăm o echipă care știe ce are de făcut. Nu le-am reproșat colegilor absolut nimic în spațiul public legat de acele declarații, pentru că dacă eu consider că trebuie să port o discuție pe această temă cu colegii, o voi purta în cadrul biroului permanent și nici de cum nu voi ieși așa cum mai ies unii din colegi cu declarații pe la diferite posturi de televiziune, lucru pe care, mă rog, eu nu l-am acceptat, nu l-am agreat și i-am atenționat de foarte multe ori că atunci când dau nemulțumiri în ceea ce privește conducerea organizației sau măsurile care se iau sau eu știu ce alte probleme și necazuri, este bine să discutăm în cadrul în interiorul partidului și nici de cum în spațiu public. Se pune discuția disciplină de partid versus democrație internă. Dacă știm să le gestionăm foarte bine, se îmbină perfect. Și democrația cu nu cu dictatura, ci cu disciplină, cu exigență și dacă știm să le gestionăm și eu cred că de-a lungul anilor, poate că de asta am și stat atâția și atâția ani de zile în fruntea organizației, am știut să le gestionez foarte, foarte bine. Și nu numai faptul că am știut să organizez și să conduc organizația, ci domnul Măruță și domnul Claudiu, să știți că dacă nu aveam rezultatele care le-am avut câștigând de 5 ori primăria Târgu Jiu cu lupte grele, pentru că nu este de aici de acolo să câștigi o bătălie într-o campanie electorală și vreau să vă spun că prin activitatea, prin munca mea de la primăria Târgu Jiu am reușit să aduc spre partid tot timpul procente foarte mari, să nu uităm mandatul 3, mandatul 2 cu 75%, mandatul 3 cu 84%, mandatul 3 cu 72%, când practic prin procentele respective am câștigat consilieri județeni mulți, prin care practic am câștigat de atâtea ori și Consiliul Județean. De acord cu dumneavoastră, dar eu am memorie bună, Claudiu știu că nu prea mai are, a început să-l lase și mi-aduc aminte de săptămâna trecută, am avut pe domnii Weber și Cosmin Popescu și cred că domnul Weber a spus că, mă rog, cum e cu asumarea răspunderii pentru pierderea alegerilor de la Târgu Jiu, și-a dus așa discuția și către președintele partidului. Da, păi, trebuie să ne asumăm deci, ca în toți. Dar asta am și președintele și că, nu, deci subalternii. Asta am declarat-o public. Deci nu, am vorbit de toate campaniile pe care le-am dus până când am plecat, practic, din primăria Târgu Jiu. Asta am declarat-o eu, că pierderea primăriei de la Târgu Jiu trebuie să ne o asumăm toți. E normal, confrunte cu președintele organizației. Fiecare dintre noi n-am făcut o analiză să scoatem pe cineva vinovat, pentru că fiecare are bucățica lui, părticica lui de vină. Și eu dau seama infatuării
Practic, noi ne-am văzut deja câștigători. După rezultatele din 2016, noi ne-am văzut câștigători la Târgu Jiu și n-am mai tratat cu seriozitate, așa cum tratam noi de regulă campaniile n-am mai electorale, cu mic, cu mare. Ce înseamnă? Că n-ați făcut inclusiv un sondaj de opinii? Deci, măcar un și, sondaj da, și asta este o lipsă, n-am făcut un sondaj. Că eu rămăsesem cu nelămurirea asta, dacă ați făcut sau un sondaj. Nu, n-am făcut niciun sondaj, poate că dacă făceam... PSD a pus candidat cu inima, nu cu rațiune. Deci făceam un sondaj. Dacă făceam un sondaj, probabil că ne dăm seama de situație și cel mai bine era să facem sondajul cu 4 luni, 5 luni, că era un semnal și aveam timp să ne repliem pentru că noi mai suntem timp în 4-5 luni? Noi suntem o organizație puternică, avem oameni și am avut și candidat. Numai că efectiv echipa de la municipiu, cât și echipa de la județ, n-a mai dat dovadă de acea mobilizare pe care am făcut-o noi de fiecare dată. A fost o delăsare totală. Eu am fost practic plecat în București cât o jumătate de săptămână, cam toți am lăsat campania pe domnul Popescu Aurel. Ba mai mult și nu greșesc când spun, n-am fost, de atunci trebuia să trag un semnal. De întrebare, deci, un moment, da, deci trebuia să-mi dau seama că se poate să apară și pericolul în sensul că cineva din organizație chiar a organizat, mă rog să spun așa, pierderea alegerilor, în sensul că așa poate vor scăpa de mine. Aveți indicii deci, către o persoană? De unde să scape de noastră? De la partid? Deci, Deci, oricum plecaserăți în București. Deci nu... Cum să scape de noastră? Nu, nu. Să pierdeți funcția politică. Deci asta e o dezvăluire. Deci în funcția politică. Este o concluzie la care am ajuns eu după o analiză mai amănunțită la ora la care vorbim. Nu deci, dacă mai sunt încă în PSD, că bănuiesc că încă mai sunt. Nu. Deci, eu nu sunt. S-a premeditat pierderea alegerilor de către domnul Popescu. Practic a fost un complot împotriva dumneavoastră. Se poate. Deci asta înțeleg eu, nu? Se poate și asta poate. Deci unde mă gândesc eu, efectiv vorbesc de un grupuleț din afara partidului, ca să lămurim lucrurile, din afara partidului, sperând că dacă se pierd alegerile, pe mine conducerea de la centru mă va schimba. Lucru pe care Dragnea, domn președinte, nu l-a făcut și de ceea ce m-am legat eu în evoluția mea ca primar, ca președinte, de rezultatele din perioada anterioară, practic s-a legat și domnul Dragnea. Doar mi-a pus atâta o întrebare mi-a pus: dar când ai câștigat 5 mandate de primar și pe lângă primăria Târgu Jiu ai câștigat și Consiliul Județean, te-a felicitat cineva? S-a spus: domnul președinte, nu prea. Bun, atunci vezi-ți de treabă, că nu este nicio supărare. Ai pierdut și asta. În alt context, în care nu erau alegeri parțiale la primărie, ci alegeri locale, risca PSD să piardă și Consiliul Județean? Nu, pentru că jocurile erau deja făcute la Consiliul Județean. Păi nu, acum, dacă erau alegeri locale, nu parțiale. A, pierzând primăria Târgu Jiu. Automat pierzând, ținând cont de procentul pe care l-am luat la alegerile parțiale, dați seama, scoteam consilieri mai puțin, e normal, este normal, dar poate că ne repliam la nivel de județ, poate că ne repliam pe alte localități. Da. Dar încă o dată precizez, eu am simțit că ceva a fost în spate, nu din interiorul partidului,
ci din altă parte care dar din politică se sau și din afara politicii? Din politică, din interiorul partidului. Care se pregăteau, cel puțin nu cei care formez echipa în momentul de față, cu domnul Weber, cu domnul Cosmin Popescu, eu nici așa vorbe. Cred. Puteți vreau să vorbe. Spuneți nu. Că au fost din afară, nu, dar eu cred că au fost din interior. Ba mâna în foc că nu este vorba de... Nu, că nu suntem jurul dumneavoastră acum. Dar eu bag mâna în foc că au fost și din interiorul PSD. Se poate. Dar stai, am mai făcut un senator o dezvăluire. Deci, până acum era cine vrea să preia puterea în PSD, tandemul Mihai Weber cu Cosmin Popescu. Deși domnul Cosmin Popescu cred că are temperamentul dumneavoastră mai moderat, așa, mai inclinat spre... Expectativă, spre, da. Da, și spre, nu știu, a plana lucrurile. Dar ați introdus un nume. Deci nu e vorba de de cei doi, ci de o tripletă. Și domnul Claudiu Manta. Nu, deci Claudiu cred că n-a fost atent atunci când a declarat că da, că este necesar să vină fețe noi. Nu știu ce a vrut să spună, că mă rog, am notat, chiar vreau să le... A fost frustrare, Claudiu? Chiar... După alegerile parlamentare? Nu cred. Eu nu cred, pentru că la vremea respectivă știu că a venit la mine... Ați discutat de la început, înainte de alegeri? Știu că a venit la mine și... a discutat cu mine despre poziția numărul 2, poziție pe care a ocupat-o și nu cred că este adevărat ce s-a discutat prin spațiul public, că ar fi avut o înțelegere cu domnul Călinoiu, ca în cazul în care domnul Călinoiu câștigă, dar rămâne la județ, mă rog, cam asta să fi fost jocul, dar nu este adevărat. Dar cu dumneavoastră a avut o înțelegere? Ia că dumneavoastră mergeți în Parlament. Nu s-a știut, n-am știut nici eu până cu o jumătate de oră înainte de comitetul executiv, pentru că dacă eu știam că voi merge în Parlament, candidam de la bun început și nu cred că se opunea cineva ca eu să nu merg pe locul 2 la deputați. Deci eu nu am avut intenția să candidez, nu mai candidam la primărie, practic îmi ajungeau 4 mandate nu, de critică. Nu, dar zic, și în momentul asta, în care ați fost, s-au făcut listele înainte de a intra în campanie electorală, erați pe locul 1, Claudiu Manta era pe locul 2? Nu. I-ați spus, vezi că eu dacă ieșim, eu optez deci, pentru că știa? Nu. Așa a fost o discuție, că nu știa nimeni către ce optați. Deci nu am avut nicio discuție, n-am avut nicio discuție cu domnul Claudiu, doar înainte de a se porni la drum să facem listele, cum le-am făcut cu domnul Călinoiu pe primul loc și Claudiu pe locul 2. Deci, în momentul în care s-a ajuns la comitetul executiv și când comitetul executiv l-a tăiat de pe listă pe domnul Călinoiu, pentru că nici în ziua de astăzi, practic, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, domnul Călinoiu atunci practic a avut și un ghinion că de pe liste au fost tăiați oameni cu greutate în partid, cum este Neacșu, care e secretarul general al organizației, cum era Cindra de la Sibiu, președintele organizației, cum era domnul deputat Păslaru, a apărut cu o jumătate de oră înainte de comitetul executiv și problema cu domnul Călinoiu că îl condamnează, acea condamnare, nu. La care, mă rog, nu s-a mai stat să mai explice de ce și cum și că este corect sau nu este corect. Domnul Dragnea a spus, Gorjul are o problemă, eu discutasem practic lista cu o jumătate de oră, știam despre lista de la Gorj, nici de cum nu apăream eu pe primul loc, ci era domnul Călinoiu. Ei, în comitetul executiv venind domnul Dragnea cu această știre, cu această problemă, eu de nu știam absolut deloc, comitetul executiv a luat hotărârea ca să fie toți tăiați de pe listă. Deci domnul Călinoiu a beneficiat, între ghilimele, practic a avut ghinion că a fost lângă cei care efectiv, datorită problemelor cu deci, anii, practic, i-a fost comitetul executiv. Da, bineînțeles, nici nu a spus și în momentul în care s-a aprobat listele, Domnul ne-a și atenționat, și pe mine, și pe doamna Olguța, că Olguța era primar la Craiova. Deci să vă intre bine în cap că nu vă duce să figurați pe primul loc și să nu veniți în Parlament. Deci eu vă spun tot ce s-a întâmplat. Da, astăzi l-ați primit și pe domnul Călinoiu înapoi, nu? Da, deci după a treia perioadă,
Practic, a fost o perioadă de ce penitență. Să nu spun, l-a iertat domnul la Dragnea sau ce s-a întâmplat? A insistat domnul Calinuri. La insistențele domnului vicepreședinte care răspunde de noi, practic, din punct de vedere politic, să spunem așa, vicepreședintele pe Oltenia, domnul Stănescu, și răspunde de Gorj și de Mehedinți, bineînțeles, consultându-mă și cu domnul Dragnea, s-a hotărât ca domnul Călinoiu să fie, practic, primit din nou în cadrul Partidului Social Democrat. Eu vreau să vă spun că de-a lungul anilor Partidul Social Democrat a arătat că știe să își organizeze activitatea, știe să ia măsuri cu cei care nu respectă disciplina de partid, dar știe să și ierte. Știe și apreciază. Poți să vorbim în partea a doua de iertare. Da, știe, pentru că este vorba de luat în calcul și activității pe care a depus-o înainte de sancțiunea, să spunem așa, că poate asta a fost o sancțiune, mă gândesc. Și cu toate, spășit penitența, așa cu, cum toate că, cu toate că domnul Călinoiu și poate că și eu și altul luam hotărârea pe care a luat-o dânsul la supărare. O întrebare foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere, mai candidați la un post de parlamentar? Asta e foarte dacă important. Partidul mă susține, da. Dumneavoastră dacă... sunteți președintele partidului? Nu, deci vorba, încă o dată, deci lucru pe care nu l-a înțeles nici domnul Ciocea, organizația, comitetul executiv al organizațiilor din teritoriu propune. Cel care hotărăște este comitetul executiv la nivel național, lucru care s-a întâmplat și în cazul nostru. Dacă comitetul executiv, dacă organizația mă susține, dacă partidul este de acord, de ce să nu merg? Pentru că încă am putere de muncă, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic, consider că din punct de vedere moral nu am probleme și pot să spun că adevărat parlamentar ești într-adevăr după ce treci printr-un mandat de parlamentar. Am înțeles, pentru mine este foarte clar, rămâneți președintele PSD Gorj până în 2020, după răspunsul pe care l-ați dat acum. Deci nu. Ba deci, nu, e clar, nu. Nu hotărăsc. Eu v-am spus, vă garantez acest lucru. V-am spus cum evoluează lucrurile și vom vedea. Nu, vă garantez acest lucru, pentru că dacă veți ieși din sfera de conducere a PSD Gorj, va fi foarte greu să prindeți un loc. Nu, dar să știți că sigur, va fi un argument sondajul de opinie. Să dar, știți că nici nu țin neapărat. Dar fețele noi neapărat să știți că nu vor face alte liste. Să mai candidez pentru un mandat în 2020 pot să ies frumos la pensie și cred că după o activitate frumoasă, de ce să nu o spunem, merit să plec și la pensie, dar dacă partidul îmi solicită să merg mai departe, ținând cont și de rezultatele pe care le-am avut de-a lungul anilor, am de ce să nu? Am precizat și eu că vor conta probabil mult sondajele de opinie și poziția în... Ce știi, și cel mai mult contează, cel mai mult contează, domnul Măruță, ce vom face la guvernare până în 2020 și dacă câștigăm primăria Târgu Jiu în 2020. Dacă nu câștigăm primăria în 2020, singurul nu știu dacă mai vorbim de liste. Singurul candidat a rămas Adrian Tudor la ora asta? Nu, nu e vorba de Adrian la Tudor. La primărie? Deci nu. Nu. Nici vorbă de așa ceva, nu. Deci am spus clar că pentru primăria Târgu Jiu în luna septembrie vom definitiva la sfârșit lista, trebuie să găsim cel mai bun candidat, 2, 3, 4, 5 candidați care va intra, dar vor intra într-un sondaj intern al partidului. Până acum nu și-a manifestat intenția decât Adi Tudor, atât. Nu știu, deci până la urmă, încă o dată, repet, este democrație în partid, lista este deschisă. Nu, și-a manifestat intenția și a spus la un moment dat, discutăm, dacă va veni altcineva va intra în sondaj și vom face un sondaj. Dar încă o dată, repet, și am atenționat și pe colegi. Dacă nu ne trezim, dacă nu ne organizăm foarte bine încât să câștigăm primăria Târgu Jiu
ca partid în 2020, nu știu dacă mai vorbim de liste, noi cei care suntem implicați. Adică nu mai prindeți din iunie până noiembrie. Deci nu știu dacă mai discutăm cei care suntem implicați în conducerea organizației. Asta le-am spus-o la tot și de repet. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva minute. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar moto unealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la moto uneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraiele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Vrei să fii în trend și să atragi toate privirile? Vrei ca imaginea ta să fie impecabilă, dar nu ai găsit salonul potrivit? Vino la Mara Salon și vei găsi o gamă diversificată de servicii și produse profesionale de calitate. Vei pleca mulțumită și încântată de noua ta imagine. Mara Salon, coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Mara Salon, complex Piața Mare, la etaj. Telefon 0766-849-009. Te așteptăm și îți promitem că vei fi admirată. Te interesează?
contează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Am revenit la emisiunea noastră, stăm de vorbă cu liderul PSD Gorj, senatorul Florin Cârciumaru. Am discutat despre lucrurile interne din PSD Gorj, partidul care se află atâta timp la guvernare, la putere în județul Gorj, supranumit județul roșu din acest motiv. Vedem cine ar fi cei care aspiră la un post de președinte în PSD Gorj, în poziții, cel puțin în ultimele luni. Poziții fruntași ar fi deputatul Mihai Weber și președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin Popescu. A venit astăzi domnul Weber cu o nuanță parcă și spunea că nu contează cine va fi președinte, în cazul în care dumneavoastră nu mai candidat. Astăzi deja a venit cu o precizare că ar fi parcă mai potrivit domnul Cosmin Popescu ca președinte și să-și păstreze postul de președinte. Deci, dacă nu mai candidați acum, nu? Da, bineînțeles. Deși v-am expus teoria că o să rămâneți președinte și v-am spus și de ce rămâneți președinte până în 2020. Deci, domnul... Deci, încă o dată o repet că... Așa că pregătirea asta mai e rămân sau nu mai rămân, decizia practic aparține centrului, celor de la centru, cum vor stabili că vor proceda în teritoriu. Eu am spus că nu mai candidez pentru că, așa cum spuneam, am condus suficient organizația și cred că este timpul să pregătim altcineva care să preia, să ducă mai departe rezultatele, cel puțin tot la nivelul pe care le-am avut și noi. Dacă domnul vor Cosmin fi alegeri Popescu, în 2018. Domnul Cosmin Popescu, știm cu toții, a venit la noi practic acum un an și ceva, perioada în care s-a integrat foarte bine în partid. Dacă la început au mai fost voci care au mai comentat pe aici, pe acolo, pe la colțuri, acum toată lumea este lângă dânsul. În calitate de președinte al Consiliului Județean a demonstrat și demonstrează că este capabil să conducă activitatea pe linie administrativă, pe linie politică s-a descurcat destul de bine pe poziția pe care o ocupă și vreau să vă spun că am colaborat foarte bine cu dânsul în cadrul, în interiorul partidului, pentru că este nevoie de colaborarea cu președintele Consiliului Județean, ținând cont de faptul că atât eu cât și domnul Weber, practic suntem câte o jumătate de săptămână, suntem plecați. Venea domnul Weber și cu argumentul acesta, care ar fi bine să rămână președinte de-al locului, care nu pleacă. În teritoriu. Eu am văzut diferența când am fost primar ca președinte, când l-am avut pe președinte executiv pe domnul Călinoiu, pentru că permanent eram în teritoriu, permanent aveam legătura cu primarii, cu oamenii de partid. Am văzut și diferența deplasării la București, am văzut
suntem parlamentari și este mai greu. Vorbești la telefon, țin legătura în fiecare zi cu factorii de decizie din interiorul partidului, dar totuși ai nevoie de o legătură permanentă cu primarii și această legătură am făcut-o cu domnul Cosmin Popescu. Este o soluție pentru conducerea partidului, cum spuneam și domnul Weber, este o soluție. Domnul Weber, mai merge în Parlament, nu prea e soluție, că pleacă des din Gorj. Deci, practic, pot să formeze o echipă pentru ca executiv viitor, domnul Weber. Conducă pe viitor organizația. Trebuie să se hotărască dânsii când, la momentul potrivit, când vor intra, când practic se anunță că se vor ține alegeri, să se hotărească cum vor merge mai departe. Contează și recomandarea dumneavoastră la vremea respectivă? Bineînțeles că va conta. Care e recomandarea dumneavoastră? Deja mi-am dat seama acum. Deocamdată... Am impresia că merge către o față tânără în partid. Eu formez o echipă foarte, foarte bună, o echipă solidă, o echipă unită cu toți trei. Împreună formăm o echipă și am o părere foarte, foarte bună și despre unul și despre altul și, practic, și unul și altul poate să fie președinte, dar hotărârea le aparține. Mai există și varianta a treia? Deocamdată nu avem. Între cei doi se va... Deocamdată nu avem, dar este democrație. Poate candida oricine, pentru că statutul partidului s-a modificat și pe viitor, când se va ține practic prin alegerile, deci practic dacă se vor ține alegeri, se vor ține sigur în toamnă, că eu așa am înțeles că noul statut al partidului aprobat la Congres va fi funcțional începând din iunie și vor ca alegerile să se țină practic după noul statut. Asta înseamnă că viitorul președinte și viitorii vicepreședinți vor fi aleși practic de delegații la conferință. Dumneavoastră, dacă nu veți mai candida, mai rămâneți pe un post de conducere în PSD? Vicepreședinte sau altceva? Nu. Onorific sau altceva? Deci nu. Păi nu? Ce este asta? Am fost atâția ani președinte? Păi, nu. Mentorul... Deci, pe funcții de conducere nu, dar rămân lângă echipa de conducere dacă este nevoie de un sfat, dacă este nevoie de un sprijin, rămân membru PSD, dar nu vreau să mai dețin o funcție de conducere. Vorbeați de iertare și de reprimirea domnului Călinoi în partid după o perioadă de penitență, cum i-am zis, Victor Ponta. S-ar putea încadra la categoria asta sau e un capitol nu, greu de redeschis? Domnul Ponta este altceva. Probabil că vreți să vă legați de faptul că nu am fost duminică lângă dânsul la inaugurarea sălii de sport. Nu știu, n-am fost prezent la Târgu Jiu, n-am avut ocazia și mai bine că n-am da, văzut. Că n-am văzut, că am înțeles că s-a făcut atâta tantam pe faptul că am lipsit de la inaugurarea sălii de sport, că n-a fost PSD-ul, mă rog. Poate că cel mai supărat eu trebuia să fiu, pentru că eu sunt cel care am inițiat acest proiect. Nu vă puteți proiect unde e sala de sport. Nu vă puteți duce peste decizia partidului. Eu sunt cel care am inițiat acest proiect de a construi la Târgu Jiu o sală de sport și un stadion. Ideea a plecat practic ca o necesitate, deplasându-mă toată ziua pe la Cluj să văd meciurile pandurilor în cupele europene, a contribuit foarte mult la această idee și la mobilizarea noastră și rezultatele obținute de pandurii în cupele europene. Am avut motivul necesar, am avut suportul să merg la domnul prim-ministru să-i cer să facă la Târgu Jiu un stadion, plecând, bineînțeles, de la ideea că se va face la Craiova. Și așa s-a pornit la drum, în sensul că s-au tăiat 20 de milioane de euro din suma alocată pentru stadionul de la Craiova și fost banii alocați pentru stadionul de la Târgu Jiu. Știe toată lumea, mă rog, insistență. Pe urmă a venit lângă mine și domnul Călinoiu, că era normal Consiliul Județean,
să insiste și a insistat chiar foarte mult pentru acest complex sportiv. A venit vremea, s-au semnat actele la Târgu Jiu de domnul Ponta, de domnul Dragnea, de mine ca primar, președintele Consiliului Județean, toată lumea fericită am pornit. Criticile, bineînțeles, știți destul de bine că numai eu le-am primit, că am demolat o sală, că am demolat un stadion și, bineînțeles, că printre cei care m-au criticat se numără și domnul Dan Vâlceanu, care la vremea respectivă mi-a adus foarte multe critici că de ce am demolat stadionul. Că nu l-ați făcut în afara orașului? Că nu l-am făcut la preajba, mă rog, fel și fel de păreri și puncte de vedere să fi făcut o asemenea bijuterie la preajba. Nu știu dacă chiar ei mai susțin acest punct de vedere. Mă rog, a venit vremea să se inaugureze sala de sport, da? Eu am purtat o discuție cu domnul primar, nici nu s-a pus problema, m-a întrebat pe cine să invite, cum să invite și i-am spus clar că să invite pe toți cei care au semnat actul de naștere al stadionului și al sălii de sport. Nu, pe toți să-i cheme. Pe cheme, pe domnul Ponta, practic, l-a invitat și în calitate de parlamentar. Rog, eram convins că voi fi prezent la Târgu Jiu la inaugurare, dar între timp lucrurile s-au complicat și cum eu sunt om de echipă, am respectat echipa și efectiv nu am participat, lucru pe care l-am regretat și îl regret. Să scăsăm o speculație, că s-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat. Nu, a sunat cineva de la centru, domnul nici Neacșu, vorbă, domnul Dragnea. Nici vorbă, nu, nici Neacșu, nici... Dar ordinul pe linie de partid cine l-a dat? Dumneavoastră, nu? Nu pot. Este o problemă internă a partidului și suntem o echipă și nu contează. Dar a fost luat o decizie, că așa deci, se deduce. A fost luat o decizie... Să nu meargă nimeni. O decizie plecând de la faptul că la ora actuală, la nivel național, între domnul Ponta și Partidul Social Democrat și mai departe membrii care practic fac parte din conducerea partidului, au apărut divergențe, probleme. Și chiar domnul Dragnea, că se ceartă mereu. Nu știu dacă domnul, dar orice caz nu domnul Dragnea m-a sunat și este vorba de altcineva care ne-a sugerat că așa este corect. Din respect pentru echipa PSD, pentru toți care fac parte din PSD, am considerat că efectiv nu este bine și cred că cetățenii au înțeles foarte, foarte bine de ce nu am fost. O să fiu prezent la sala de sport. Important este că noi... Eu am fost printre aia și m-am ocupat și am construit și am făcut ceva modern la Târgu Jiu. Important e că sala s-a făcut, că este gata, nu că a venit sau că n-a venit membrii PSD. Regretați că n-ați fost la inaugurarea sălii sport? Deci personal, că a fost primar și pentru munca, ținând cont de munca pe care am depus-o, regret, dar... fac parte dintr-o mare familie și trebuie să respect familia, pentru că datorită familiei am reușit, familiei PSD, am reușit ce am reușit în viață și pentru mine personal, dar mai ales pentru oraș. Domnul senator, ok, am dacă înțeles. Nu, deci Ponta, domnul Ponta este un om. Deci, până la urmă, acest stadion și această sală de sport s-a făcut, practic, prin aprobarea guvernării PSD. Dacă domnul Ponta a fost prim-ministru și cei care au fost și care au semnat au fost trimiși acolo de un partid și partidul ăsta trebuie respectat. Bun, am înțeles decizia asta. Da. Poate fi una ok, având în vedere raporturile dintre domnul Dragnea și domnul Ponta, dar cum catalogați atacurile la adresa domnului Ponta de pe contul de Facebook al PSD Gorj cu Mikey Mouse, cu afacerile din Panama, și așa mai departe. Știți la ce mă refer? Nu știu despre ce vorba. De pe contul de Facebook al PSD Gorj, ieri și alalt, nu, începând de... După eveniment. Luni, da, de luni marți, după inaugurare. Au fost niște atacuri extrem de virulente
la adresa domnului Ponta, cu a fost făcut Mikey Mouse, cu au fost preluate niște subiecte mai articole din deci presă. Asta nu sunt de acord, nu știu cine a făcut, cum a făcut, n-am văzut, deci nu comentez că n-am văzut și cine a dat dispoziția asta, dar mă interesează și văd, nu cunosc. Aici nu comentez, nu cunosc. Credeam că știți despre asta, adică mi s-a părut ceva gen România Mare. Nu, pentru că nu, e o decizie nu urmăresc, internă, nu urmăresc, eu știu doar de PSD online la nivel național. Nu, am înțeles. Nu mă uitat, ziceți că este pe Gorjului, a Târgu Jiului. Cine se ocupă de pagina PSD Gorj? De PSD Gorj se ocupă de Facebook. Purtătoarea de cuvânt, da, de la asta. O să mă interesez, o să stau de vorbă să vedem. A fost preluat de pe PSD Național chestia asta. Poate că mi-a scăpat mie. Oricum au distribuit cei din PSD, membrii PSD au distribuit deci acele. Asta nu, n-am urmărit, da. Urmăresc numai la nivel național pentru că adică urmăresc. Mă uit pentru că acolo mă tot întreabă și mă atenționează. Vedeți că echipa de la Gorj nu este activă sau nu știu ce. Și-a băgat astea cu Mickey Mouse. Nu știu. Deci n-am văzut. Asta nu o comentez și nu este bine. Punta. Nu știu ce a scris și ce au scris, dar eu comentez. Va mai avea loc vreodată într-un alt context, cu alți președinți, cu alte organizări, cu altă structură, domnul Victor Ponta, va mai putea reveni în PSD? Nu, asta nu depinde de Cârciumaru. Dar nu ați fi de acord? Depinde de partid. Eu sunt prea mic pentru o hotărâre din asta și o decizie. Nu, este o problemă de nivel național. Nu comentez că nu vreau să interpreteze. Eu am făcut echipă atâția și atâția ani cu domnul Ponta. Cât am fost împreună? De trei ori l-a scos deputat. Nu, de câte ori am fost împreună, am lucrat foarte bine, m-am bucurat de un respect deosebit al dânsului. Eu am știut să-l respect, dar în momentul în care s-a despărțit, fiecare este cu drumul lui, eu văd de activitatea mea, respect șeful meu de acum, respect partidul. Cu dânsul, efectiv, nu am nicio relație, în momentul de față nu am nicio legătură. Asta este viața. Deci am lămurit-o cu decizia de nu participa la festivitatea de inaugurare a sălii sportului. A fost o decizie politică, luată la îndemnul unui lider de la centru. N-a participat nimeni. Este o decizie. Dacă participa vreun PSD-ist, ce s-a întâmplat? Nu știu dacă se lua vreo măsură cu cineva, dar ce am apreciat și apreciez, și partidul îi apreciază, este vorba că de corectitudinea lor față de partid au respectat, cu toate că au știut la ce să îi spun, au trecut prin atâtea și atâtea critici din partea unora, nu cetățenii ne-au criticat, fel și fel de interpretări, dar oamenii efectiv au respectat, nu știu cât de mult au respectat partidul, dar vreau să spun că au respectat o echipă. Și aici s-a demonstrat că echipa de la Gorj este o echipă unită și la nivel național. A rămas primarul Romanescu Slaie Panglica la o investiție poate că și eu am greșit, dar uite, din îngreșeli învățăm în viață. Nu m-am gândit că va ieși, că cred că atunci când am discutat, trebuia să-i sugerez și aici cred că făcea foarte bine să fi dat Panglica doi sportivi de nivel din județul Gorj și atunci terminam cu toate poveștile politice și era cea mai bună soluție. Dacă discutați înainte. Dar din greșel, mintea doi sportivi de românului, mintea de pe domnul Prunariu. Nu, era vorba de doi sportivi, că are Gorjul destui. Sunt și atleți. Avem atâți atleți și boxiori și asta. Și cred că era cea mai bună soluție și eliminam toate frământările și toate discuțiile. Vai de mine, am înțeles că au fost emisiuni. Asta chiar erau emisiuni dedicate. Deci nu știu la fel procedați și la stadionul municipal, ca să lămurim de acum. Ce se mai zică? Nu, sau acolo mai durează? Veți merge? Întâi să-l terminăm. Deci eu pot să... Pot să spun că am fost, domnul primar a fost, l-am susținut, îl susținem în continuare pe șeful de la investiții. Eu discut aproape zilnic cu domnul ministru al dezvoltării. Suma este aprobată. Cât? 2 milioane de euro?
sau cât e suma? 80 de miliarde de bani vechi. Da, da, da. 2 miliarde, aproape 2 miliarde. Deci, efect, cam asta e suma care au cerut-o. S-ar putea ca, mă rog, licitația să fie câștigată sub mai puțin suma asta. E foarte bine, se va termina. Problema este că trebuie să ne organizăm să joace cineva acolo. Și asta depinde de factorii de răspundere. Asta trebuie să îi preocupe pe unii. De unde facem rost de bani, cum facem ca să aducem pe prima scenă handbalul, basketul, fotbalul. E o soluție clubul sportiv municipal? Ăsta înființat de Consiliul Local? Dom'le, dacă se alocă bani. Păi, modelul de la Târgu Jiu a fost luat practic și de pe la alte primării, plecând de la capitală. Plecând de la capitală, uitați-vă că pe unde cam sunt cluburi din astea municipale, sunt la nivel de handbal, de divizia. Da, exclus fotbal. Fără fotbal. Fotbal nu. La București toate sporturile merg foarte, foarte bine. S-ar putea să fie o soluție, dar soluția fără bani nu merge. Da, și stadion fără fotbal? Deci nu, trebuie să rezolvăm ceva, trebuie să facem. Este echipa, trebuie să pună cap la cap autoritățile locale. Pandurii are o situație financiară, poate să revină, dar tot este vorba tot de bani. Am înțeles că nu s-a aprobat falimentul, au mai fost păsuiți. Bun, dar fără bani nu se poate ieși din insolvență, fără bani nu se poate ține o echipă, nici măcar în ce. Este vorba de echipa de la Băleș care se poate lua, dar trebuie bani băgați și ridicată. Este vorba de echipa finanțată de domnul Sarcină. Deci soluția ar fi, dar toți trebuie să aducă banii. Cu banii? Deci eu am mai comentat și problema finanțării de către... Mă rog, nu numai la fotbal, și la celelalte sporturi. Eu consider că un ministru al energiei a stopat practic finanțarea către CEO, tot un ministru al energiei poate deschide această finanțare. Rămâne ca împreună, deci împreună cu parlamentarii de Gorj, cu domnul Iriza, cu domnul Weber, care suntem să abordăm problema asta cu domnul Anton. Sincer să vă spun, am fost la domnul ministru și cu secretarii de stat. Da, am abordat problemele legate de CEO, pentru că și CEO are probleme deosebite și după semnarea contractului colectiv de muncă am hotărât să mergem să abordăm și problema finanțării sportului. Să vedem că, vedeți, și aici sunt probleme. Eu am înțeles că o parte din sindicate nu mai sunt de acord cu finanțarea. Da, s-au exprimat în sensul ăsta. Nu poate, până nu se rezolvă problemele deci, lor interne. Un ministru nu poate să treacă la ora actuală peste o voință, domnule, lumea care vine din partea sindicatelor. Sindicatele puteau să-și rezolve problemele lor acum, la contractul deci, colectiv de muncă. Dacă nu și l-au rezolvat, este problema lor. Trebuie să redeschidă finanțarea, nu la nivelul care a fost. Trebuie să găsească, practic, finanțare și în altă parte, în sectorul privat, să găsească finanțare cât poate să ducă Consiliul Județean, cât poate să ducă Consiliul Local, pentru că nu, 5%. Nu sunt banii să mai primești de la CEO la nivelul milioanelor de euro, este exclus. Domnul senator, dacă ați fi primar acum, ce ați decide? Stadionul să fie dat în administrarea Direcției de Patrimoniu sau către scoasă practic administrarea lui la licitație atribuită, adică unui privat? Deci eu nu aș da stadionul, complexul sportiv în administrare la o firmă până nu aș încerca eu, prin forțele proprii să îmi organizez activitatea, să văd despre ce este vorba, să văd dacă pot duce ca organizare din punct de vedere administrativ și, bineînțeles, din punct de vedere financiar, pentru că indiferent ce privat vine, poate vine cu intenții foarte, foarte bune, o să fie la nivel de municipiu un scandal foarte mare. Ați văzut că numai de sunt apropouri bătute, pe aici, pe acolo, ce discuții sunt, că de ce firma X, de ce firma Y. Eu
poate că aș merge mai departe, n-aș încărca direcția de patrimoniu și aș crea, practic, o direcție special pentru administrarea complexului sportiv, pentru că nu este chiar așa ușor de administrat, cam cât mai complex. Da. Implică foarte multe, multe probleme și de asta spun că trebuie cântărit foarte, foarte bine, dar nu trebuie să ne văicărim atât. Nu trebuie să ieșim în spațiu public că, Doamne, ia mă, ce facem, cum facem. Trebuie să luăm o hotărâre și cred că cea mai bună hotărâre este aceea, eu asta aș lua, de a încerca pe propriile forțe. Deci banii pentru stadion s-au alocat, deci nu sunt probleme. Deci nu sunt probleme în ceea ce privește finanțarea. Deci încă o dată. Trebuie aprobat prin hotărâre. Deci vreau că am văzut, da, am văzut că mă acuză cineva că, mă rog, pe lângă faptul că nu-s bun de nimic ca parlamentar, că discutăm și de activitatea asta, n-am adus banii la stadion. Ei, banii la stadion pot să spun că sunt aduși datorită insistențelor noastre și de către partidul aflat la guvernare. Că s-a dus și domnul primar și domnul primar tot timpul ne-a întrebat și i-am deschis acolo unde trebuie și cum trebuie ușa. A fost bine primit de domnul Stănescu. Primarul Romanescu a venit la dumneavoastră și v-ați dus împreună? Nu, n-am fost împreună, dar l-am sunat pe domnul Stănescu și împreună cu domnul Raul Chiria, care răspunde de investiții, a fost la domnul Stănescu. Pot să spună, domnul primar, a fost foarte bine primit de Stănescu, dar de ce? A fost bine primit pentru că a fost recomandat și trimis de noi. Domnule, trebuie să terminăm stadionul, nu putem să-l lăsăm. Este investiția lor până la urmă, complexul e al Companiei Naționale de Investiții. Și s-a alocat suma respectivă, se va termina. Se vor aloca banii pentru centura Târgu Jiu să se termine. Eu chiar și astăzi am avut audiență. Vin oamenii la mine să grăbesc pe partea celălaltă la guvern alocarea banilor pentru terenul cumpărat, pentru expropriere și pentru case. Deci trebuie să insistăm foarte mult. Încă o pauză de publicitate. Și banii pentru stadion, pentru... Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Mașina ta merită să fie remarcată. O mașină curată atrage toate privirile, iar spălătoria auto Eson atrage toate mașinile. Curățare interioară și spălare exterioară cu spumă și perii automate, limpezire și aplicare de ceară lichidă. În doar 7 minute pleci cu mașina curată și uscată. SC Eson SRL, în Târgu Jiu, pe strada Dobrogeanu-Gherea, numărul 33A, la ieșirea din oraș pe partea stângă, după ce treci pasarela. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC.
Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. FCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motofereastraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Am revenit la întâlnirea noastră din această seară cu parlamentarul de Gorj, Florin Cărciumelu, liderul PSD, Organizația Județeană. Mai avem foarte multe întrebări, foarte multe teme de abordat. Începuseră și cu varianta ocolitoare. Câți bani mai trebuie și când? Nu știu suma care este necesară pentru finalizarea centurii, dar știu de la ministrul Șova că suma este prevăzută în buget. Bugetul pe anul ăsta. Dar nu mi-a spus practic la ce nivel. Trebuie să insistăm la ministru, pentru că dacă ne lăsăm după compania asta de drumuri, efectiv nu rezolvăm absolut nimic. Trebuie să insistăm și noi în calitate de parlamentari, dar cel mai mult trebuie să insiste practic primăria Târgu Jiu prin domnul primar și Consiliul Județean prin domnul președinte, chiar și domnul prefect, să vadă că toți factorii de răspundere se implică,
Să nu stăm la mâna constructorului, că eu am înțeles că până la urmă cel care a decis să plece, să se retragă, este constructorul pe diferite motive. Că dacă vroia să lucreze, era front de lucru suficient și nu este adevărat, cum s-a tot vehiculat și speculat, că nu ar fi bani. De ce ține foarte repede și de secretarii de stat? O să mai fie sau nu o să mai fie numiți de la... Deci, eu sunt optimist că vom rezolva să avem cel puțin un secretar de stat alături de domnul Maioreanu, dar eu vreau să vă spun că la ora actuală județul Gorj mai are doi secretari de stat până la urmă, că au rang de secretar de stat pe lângă domnul Maioreanu. Este vorba de domnul Radu Teodorescu, care e secretarul general al Ministerului de Justiție. Adjunct, da. Nu-i general, e general și gestionează practic toți banii care se rulează prin Ministerul Justiției pe investiții și pe alte obiective și lucrări. Și mai avem secretar general la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că, până la urmă, vreau să vă spun că și ăsta a fost un impediment în numirea domnului Prunariu ca secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că cineva a aruncat și, mă rog, răuvoitor, dar nu pot să fie doi din Gorj în conducerea Ministerului. Domnul de la, ziceți, la Universitatea da. Rujan, da. Deci, e adjunct, parcă. Nu, este general. General, a fost ajunt o perioadă, ajunct. După care a trecut secretar și cine general are mai la ANAF și de la ANAF s-a întors înapoi la Ministerul Tineretului și Sportului. Domnul Prunariu sau domnul Pasti? Sau altcineva? Să vedem după CV-ul care... Poate care vedem practic, pe domnul Prunariu la economie. Care va fi? În funcție de minister, care CV-ul se pliază mai bine pentru postul respectiv de secretar deci, de stat? Deci cel puțin un post, cel puțin sau unul singur? Cel puțin, dacă nu două. Deci noi insistăm, nu este așa ușor, dar insistăm și tot la fel, în spațiu public a fost acum două săptămâni o problemă pe această temă, în condițiile în care din 27 de posturi vacante care erau, nu s-au ocupat decât 3-4, atât. Toate au picat CV-urile la analiză? Rest, bineînțeles. Insistați deci, pentru domnul Prunariu, că nu cred că mai deci, rămâne mult pe la deci fotbal. Noi insistăm pentru amândoi. A intrat în conflictul deci, acolo, actualul președinte. Cu Burleanu, din punct de vedere politic, au avizul de la organizație. Dar mai departe este în joc, intră în joc CV-ul pe... CV-ul, care... analiza CV-ului se face la partid? Nu. Sau la minister? Ministru își face analiza CV-ului pentru fiecare post, pentru că și acolo sunt două, trei posturi de secretar de stat, fiecare pe domenii, pe activități. Dar la sport mai este post disponibil, ca să nu discutăm de ce. După câte am înțeles, nu mai este în momentul de față, dar vedem cum evoluează lucrurile. Se mai pot face transferuri. Sunt și alte domenii unde domnul Prunariu poate face față. O chestiune, așa pe scurt, dacă nu se răspundeți, ce s-a întâmplat cu domnul Caragea? De când nu v-ați iertat pe ce temă? Nu vă de ce nu mai sunteți în relație? Nu vă supărați pe mine. Că ați fost prieten pe vremuri. Nu mă adică... supărați pe mine, nu comentez. Nu. Mulți ani, nu pe vremuri. Bine, nu. Pe acum 10, 15, 20. Chiar 25. Nu. Pe ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat ceva la un moment dat. Haideți să discutăm altceva. Nu, am înțeles. Pare rău, dacă am zis, dacă doriți să... Nu leg un dialog cu dumneavoastră pe această temă, dar nu vreau să pomenesc numele respectiv, nu vreau să comentez. Este treaba dânsului ce face și cum face. Vă deranjează că vă critică? Nu. Mă rog, critică e puțin spus, da. Deci, tot timpul critica este constructivă. Eu așa știu și... Dar stați un pic. De asta am și rezistat o viață, dacă punem din 2000 până în momentul de față, în continuu am fost criticat. Dar dacă în virtutea celor 25-30 de ani de când sunteți prieten, v-ați trezi într-o joi, vineri dimineața, cu el la ușa cabinetului de senator și ar zice, domnul senator, gata, am încheiat, haide să fim în continuare prieteni. Ce ați face? L-ați primi? Nu știu, eu am trecut peste multe necazuri, multe greutăți în viață și, mă rog, de asta mă cheamă Cârciumaru și de asta sunt Cârciumaru. Eu sunt în dreptul meu, dânsul este în dreptul dânsului.
lumea știe despre ce este vorba. O să discutăm și despre complexul energetic Oltenia, întâi despre modificarea codului silvic. Care e situația? Deci, în momentul de față, pot să spun că a trecut de Comisia de Mediu, nu mai vorbesc că la Senat a trecut de mult, modificarea, proiectul prin care se modifică articolul 36 din Codul Silvic a trecut și de cele două comisii la Camera Deputaților. Miercuri este pe ordinea de zi la plen. Ce trebuie să facem noi, eu și domnul Iriza, este ca, și bineînțeles că domnul Weber, că e la dânsul, să mobilizăm membrii PSD, ALDE, să fie prezenți, să treacă. Mă gândeam că sindicatele din CEU. Să mobilizăm membrii deputații PSD, deputații ALDE, să facem majoritatea să treacă. Există să nu ne trezim să nu, că... Să nu treacă? Nu se treacă, asta? Să treacă. Nu să există fie... riscul să nu vină oamenii să voteze? Să dacă parlamentari? Ținem cont câteodată de prezența parlamentarilor pe la... Când ar intra la plen? În plen? Miercuri. Acum cu sărbătorile. Deci miercuri. De asta este periculos. De asta cu pregătirile, chiar avuse o întâlnire de Paște cu domnul Boza pe la CEO, cu domnul Petroniu, domnul Petroniu care se ocupă în mod special, insistă și chiar ne atenționă domnul senator, atenție mare, miercuri, știți că e sfârșit de activitate parlamentară, toată cam lumea complicat. Pleacă în teritoriu, să nu rămâneți fără majoritate. Și ne vom ocupa. Vorbim despre întâlnirea de la Motru. Din nou au fost discuții despre întâlnirea deci, asta. Ca de fiecare dată, eu, mă rog, nu văd rostul comentariilor. Vreau să vă spun că oamenii au fost încântați despre ceea ce s-a întâmplat acolo la Motru. Am convocat la o întâlnire cu primarii din zonă, cu conducerea mineritului din zonă, doi secretari de stat pe problemă, conducerea CEO, parlamentarii care au fost, primarii, chiar și primarul de la Motru, unde efectiv s-a discutat practic pe două componente. Problemele, sau? Nu, nici vorbă. Problemele primarilor, UAT-urilor, autorităților locale în relația cu CEO, dar și invers, ce probleme are CEO cu fiecare primărie pe pădure, pe terenuri și pe asta. Asta a fost destul de constructivă. Nu știu ce l-a deranjat pe domnul Vâlceanu. Mă rog, dacă vrea să-și organizeze, și dânsul poate să-și organizeze în... Vorbea de doi reprezentanți ai partidului. Conferința de presă. Care n-aveau deci, legătură în domeniul nici minerit, deci nici eu, parlamentar. Practic, eu am invitat-o pe doamna Burdușanu. Este vorba și păcat. Uite că nu știam că vă arătam despre ce este, de ce a fost acolo prezentă, ca să facă pur și simplu stenograma. Deci eu în momentul de față am totul ce s-a discutat. În sensul ce probleme a ridicat primăria din Cătune, ce probleme a ridicat CEO pentru Cătune, ce ne-a solicitat domnul Vișan, ce ne-a solicitat domnul Maiorean, Maiorean mai puțin. Dar le-a dat și el destule relații și informații. Doamna Borușanu și domnul Milosteanu? Domnul Milosteanu efectiv a fost prezent acolo la invitația, după câte știu că l-a chemat viceprimarul de la Motru, mă rog, probleme de ale lor. Pe domnul Milosteanu am senzație că l-am văzut și la aplicația de ieri de la Rânca, cu direcția, într-o poză. Cu direcția pe care o conduce. Eu așa știu că a avut o discuție pe tema asta cu domnul viceprimar, pentru că știți cum este la Motru, încă nu... Nu, ăsta era reproșul și stă... de la... Da, a greșit. Și de la PNL. Păi nu, că dacă nu erau cei doi, zic cei liberali, că era o întâlnire normală, informală, despre ce o și așa mai departe. Nu mi-am dat seama, v-am spus pe doamna Burdușanu, eu am chemat-o, pentru că așa am avut-o și anul trecut la toate întâlnirile zonale cu primarii, și, într-adevăr, au prins foarte bine și au pus să arăt acele note bătute frumos la mașină, aranjate, cu toate problemele care s-au ridicat și, având acele note, mai chemam din când în când la mine directorul de la Pădurii cu Stoc. Dom'le, uite, vezi, la Hurezan ai promis asta, sau la Ninoasă, sau pare la că dacă altă primărie. Luați un funcționar de la cabinet, un consilier ceva, se ocupa de treaba asta, era nu se mai făcea legătura cu politica. Nu, dar
Și la finalul, probabil, nu. La finalul întâlnirii, domnul Boza a semnat adeziunea la PSD? Nu este. Păi de la ALDE? Nu. Cum? Nu. La ALDE? Nu, deci nu s-a pus... Ministrul e de la ALDE. Domnul Claudiu, nu s-a pus problema de adeziune, nu s-a pus problema de vreo culoare politică. După ce am organizat la Motru, la solicitarea celor de la CEO, o să merg să organizez o asemenea întâlnire și în zona Rovinarii, unde ați văzut în spațiu public că sunt probleme cu depozitul de la Roșia, că sunt probleme cu expropierile în zona Fărcășești. Deci este nevoie de implicarea parlamentarilor acolo unde pot, bineînțeles. Că cine mediază chestiunea asta între CEO și Primăria Rovinarii? CEO și Primăria Rovinarii ne implicăm noi în calitate de parlamentari. Nu cred că deranjăm că avem activitate și pe linia asta. Și vreau să vă spun că din informațiile pe care le-am luat anul trecut din întâlnirile zonale, foarte multe proiecte au fost modificate. La solicitarea primarilor, că dacă nu cunoști problemele, și vedeți, la o întâlnire din asta, ai răbdare, dacă îi strângi pe toți primarii la sala, la prefectură, ați văzut cum e, se grăbesc toți și pleacă. Ei, acolo, făcând cu 10-12 primari, luând primărie cu primărie, ai timp să notezi, ai timp să îl pui pe cel de la direcția, la unitatea de concentrată, să-i dea răspunsul pe loc, și foarte multe probleme s-au rezolvat pe tema pădurilor, cu cadastru, cu eu știu ce probleme, până și chiar problemele, că a fost și directorul de la direcția veterinară, cu câinii. Apropo de deconcentrate, vorbeam înainte de emisiune, spuneți de o modificare legislativă? Da. Legată deci, de denumirea directorilor de deconcentrate. Știți din presă că pentru guvern codul administrativ este practic o problemă urgentă. La ora actuală codul administrativ este în dezbatere la comisia pe care o conduc, Comisia de Administrație din Senat. Pot să spun că am parcurs practic toate capitolele care sunt în acest cod administrativ, le-am dezbătut și acum, după dezbaterea, parcurgerea acestor capitole, urmează practic dezbaterea pe amendamente. Sunt în jur de 5-600 de amendamente, numai UDMR-ul, de exemplu, are 300 de amendamente. Discutăm marți pe amendamente, deci miercuri ne întâlnim și începem această dezbatere, încât să terminăm până pe 18 aprilie. Cred că se va mai amâna cu încă o săptămână, pentru că domnul Dragnea și domnul Neacșu, la solicitarea celor de la UDMR, a solicitat la rândul lor, biroului permanent, amânarea cu încă o săptămână, că este vorba de foarte multe amendamente introduse de UDMR. Și trebuie luate la mână, discutate, văzut despre ce este vorba, ca să nu facem greșeli. Pleacă de la, cam în jur, probabil de 25 aprilie, pleacă de la Comisia de Administrație, direct în plen la Senat. Și, mă rog, urmează parcursul care este de urmat în Senat și în Camera Deputaților. Eu cred că dacă și președintele forțează puțin nota, la 1 iulie, cel târziu, codul administrativ va fi funcțional. Aduce multe ce presupune asta? Noutăți. Care e cea mai în ceea important? În ceea ce privește modificarea reorganizării, deci se va reorganiza guvernul din temelii, se va reorganiza mai departe consiliile județene, se vor reorganiza prefecturile, consiliile locale. Nu v-aș spune noutăți, pentru că nu, ne interesează până, doar cu privire la șefii de concentrată. De la Comisia de Administrație și până când iese la votul final sunt atâtea și atâtea voturi. Dar vreau să vă spun că prefectul, de exemplu, nu mai are interdicția de a face politică, deci va fi membru de partid. Și am inițiat, alături de colegii PSD, senatori din Comisia de Administrație, un amendament. Am introdus, practic, un amendament în la acest cod administrativ, prin care miniștrii
au posibilitatea, când acest cod va fi funcțional, să numească direct directorii de unități de concentrate din teritoriu, fără să se mai treacă prin concurs. Adică a câștigat un partid guvernarea, vine guvernul partidului respectiv, la nivel național, vine și în teritoriu, practic, guvernul partidului aflat... O informație foarte importantă. Este foarte importantă, pentru că vă spun și de așa ce a fost. V-am întrebat de al treilea candidat la șefia partidului, cea Cosmin Popescu, Mihai Weber, revine Ciprian Florescu în PSD. Dacă intră codul ăsta în vigoare. Da, da, bineînțeles. Ciprian revine. Nu știu, da, uite, democrație candidează orice membru PSD din cadrul organizației PSD Gorj care își dorește să fie pe o poziție de conducere. Da, uite, deci bună observația. Și de asta, cred că atunci, practic va fi mai ușor, că, iacă, suntem de un an și ceva la guvernare și dacă la Gorj putem să spunem că sunt foarte mulți membri PSD în fruntea unităților de concentrare, sunt județe la nivel național care, dacă au 5 sau 6 membri PSD, restul sunt de la alte partide sau tehnocrați. Și tot timpul miniștrii au pus problema concursului. De asta este bine să se clarifice lucrurile odată, pentru că așa funcționează democrația, practic, și în multe... Nu există riscul să înceapă niște epurări din astea multe state. Asta, se vor face evaluări? Ăsta este mersul... Adică vine, se schimbă guvernarea, se schimbă toată lumea. Normal, într-o țară normală, și pe această linie trebuie să intrăm în normalitate, partidul care ajunge la guvernare trebuie să-și promoveze oamenii cei mai capabili cu care să guverneze foarte bine, nu pe pile, pe relații, pe nepotisme și pe nu știu ce. Nu cred că în timp un partid care ajunge la guvernare își va mai permite să mai vină cu oameni de calitate îndoielnică, nepregătiți să preia conducerea, dacă vrea să mai guverneze. Trebuie făcut și să știți că s-a discutat și următorul aspect, că noi, PSD-ul, de regulă pregătim legile pentru alte partide. Nu este exclusă și varianta ca în 2020 să nu mai ajungi la guvernare, dar știi că lași, îți faci datoria atâta timp cât ești la guvernare și lași legi funcționale pentru conduceri țară. Politice și la companiile de stat? Companiile energetice, de exemplu, CEO? Fii sigur că așa va fi. Deci așa va fi. Dacă este societate de stat, automat, în viitor, dacă se elimină, că nu știu ce s-a mai întâmplat cu acea ordonanță prin care au fost numit... Cred că a fost respinsă la Curtea Constituțională. Că știți că la un moment dat dispăruse... Rămâne conducere dualistă. Nu mai știu și rămâne deci așa. Dacă nu ai parte de o asemenea ordonanță, e normal că urmezi... Deci manageri politici și la companiile publice. Nu. Deci cum este acum? Dacă legea îți dă voie. Da, dacă îți dă voie. Păi, de exemplu, luăm și CEO este un mare agent economic, dar luăm Tarumul, luăm marile societăți care creează probleme guvernului, creează ministerului, CFR-ul și multe. Adică dacă are rezultate, PSD ia aprecierile. Da. Dar dacă nu are rezultate, PSD își asumă... Trebuie să-și asume dacă își pune omul. A fost și o schimbare. Nu. A fost gorjenul nostru la Tarumul. Deci nu. O să auzim așa, domnule, noi am aruncat-o în prăpastie. Discutăm că într-o țară normală, și acolo trebuie să ajungem, un partid vrea să câștige și câștigă alegerile, trebuie a venit timpul și vine timpul să guverneze corect și bine ca să câștige în continuare. Pe logica asta înseamnă că domnul Bozar trebuie să fie membru al ALDE. Ministru fiind de la ALDE. Nu știu ce partid va fi la guvernare, este normal, dar nu e nicio supărare. A rămas singurul din toate companiile la care statul este acționar, fără culoare politică, neschimbat. Da, în rest, deci, domnule, s-au schimbat toți. Deci, domnule, a prins un culoar favorabil în sensul că a venit după domnul Ciurel,
domnul Ciurel, din punct de vedere profesional, din punct de vedere organizatoric, nu ai probleme, n-ai ce să-i reproșezi. Dar a venit pe partea asta cu o relație cu sindicatele. N-a știut să gestioneze această relație și această relație contează foarte, foarte mult. Bun, a venit domnul Boz, a știut să negocieze, a știut să gestioneze bine relația cu sindicatele. La început, până și-a dat drumul, a beneficiat și de un culoar favorabil din punct de vedere meteo. A fost, practic, cerere mare pe piață de cărbune. Știți că în perioada anterioară erau luni în care trebuia să pleci să trimiți oameni acasă, că nu era solicitare de cărbune. Dar omul a știut să exploateze totul. Apropo de complexul energetic Oltenia, toți sindicaliștii, toată lumea știe că ați câștigat alegerile promițând, indiferent de culoarea politică, mixul energetic, celebrul mix. Unde este bun, mixul energetic? Deci eu acum... Ca să nu mai zici de drumul expres, Craiova la Târgu Jiu. Nu, drumul expres... Se ocupă domnul Weber. Weber, ne ocupăm toți, dar domnul Weber din mandatul trecut, efectiv, îl are. Din mandatul trecut și l-a trecut, dar a spus-o clar și atunci a spus-o și acum de câte ori a fost întrebat că intră în calcule până în 2022. 2021-2022. Deci asta este mixul energetic. Eu vă spun ce răspunsuri am văzut că au dat cei doi secretari de stat la Motru, nu mai au după ce a declarat domnul ministru al energiei. Mă rog, toată lumea spune, nu mă pricep chiar atât de mult la aceste probleme, dar și domnul Boza și domnul secretar de stat au spus că noi la ora actuală facem parte dintr-un mix energetic. Asta e o glumă, domnul. Este la nivel de țară. Strategia energetică. Amestecăm merele cu perele într-un coș și e mix energetic. Asta este de fructe. Explicația... Nu, vorbim de o companie care să conțină și hidro, și eoliene, și cărbune, și nuclear. Știu destul de bine ce înseamnă, cum înseamnă, dar vreau să vă spun punctul de vedere pe care l-a spus acolo domnul secretar de stat care se ocupă de strategia energetică a României, că nu se face la ora actuală. O companie care să conțină mai multe... Sunt eforturi care trebuie depuse, că și acolo s-a discutat și am mai discutat și noi de ce în Polonia, de la Bruxelles s-a permis. De ce în Germania s-a permis și la noi nu se permite? Pentru că ei au europarlamentari capabili, să știți, care se luptă pentru țara lor. Nu ca noi. O să se rezolve ceva. Părerea mea că dacă vine presiunea și am văzut-o și de la Motru, că de la toți primarii a venit întrebarea asta, domnul Maiorean o să meargă cu mesajul care trebuie acolo în echipa asta care discută de strategie, și să-și pună întrebări ce trebuie făcut mai departe. V-am spus dumneavoastră, la Bruxelles trebuie să avem oameni, să fim uniți, să plădăm pentru interesele României, nu să ne faultăm unul pe altul. Ne întrebăm mereu de ce alegem europarlamentarii. Până acum, degeaba. Cam de asta e. N-ați văzut. În general, de foarte multe ori ne criticăm. Aia, criticăm țara. Suntem la final, Claudiu. Da. Ultima întrebare. Așa. Că tot zilele trecute informația cu privire la clasarea dosarului dumneavoastră la DNA privind iluminatul de sărbători. Ăsta ornamental. Mai aveți vreun dosar la DNA? Nu. Dacă ați adus vorba, știți destul de bine că atunci când eram primar în exercițiu am avut probleme cu... percheziții, au venit mascați la primăria Târgu Jiu, au ridicat o serie întreagă de documente, deci vreau să vă spun că dosarul respectiv a fost clasat, primăria a fost chemată și apa regio să-și ridice documentele de la DNA Craiova și am întrebat și eu de ce efectiv n-am primit pentru că fata mea a primit motivarea de declasare, dar de ce nu mi-au trimis și mie? Și s-a spus, domnule senator, dumneavoastră n-ați avut nicio calitate. Asta este povestea cu primul, da, de s-a clasat. Acum trebuie să încheiem. Bun, și povestea cu cele două, dosarul pentru Ghirlande și dosarul pentru Brad, efectiv
Primăria a primit motivare pentru clasarea ambelor dosare, la care se scrie clar că nu s-a constatat prejudiciu, că nu sunt fapte de corupție, că prețurile de achiziție sunt prețuri normale și... Trebuie să încheiem emisiunea, asta indiferent ce s-a întâmplat. Deci nu mai am un alt dosar în momentul respective. De față. Deci, Claudiu, sper că e mulțumit cu acest răspuns. Da, rămâneți cu Tele3, mai bine!